Între timp, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat despre încă un caz de rujeolă confirmat de laborator. Este vorba despre un copil de 4 ani din municipiul Chișinău. De asemenea, alte două cazuri suspecte de rujeolă sunt investigate. Potrivit ANSP, alte două cazuri suspecte sunt la doi copii din aceeași familie, cu vârste de 6 și respectiv 8 ani, de asemenea din municipiul Chișinău. Copiii au revenit recent din România și sunt în proces de investigare. De la începutul anului 2024, la nivel național, au fost confirmate 19 cazuri de rujeolă.